Salutare națiune și bine ai venit la un nou clip. Și de data aceasta facem un test foto pe tine noapte cu Samsung Galaxy Note 9. Este live, ca să zic așa. Este un videoclip de tip screen recorder, dar în același timp veți vedea în timp real, în timp ce eu fac pozele, veți vedea absolut tot ceea ce se întâmplă odată cu mine. Suntem în interiorul mașinii. Facem poze și astea sunt rezultatele. Printre altele. Dar distracția de-abia acum începe. Hai să ieșim afară. Samsung Note 9 vine cu o cameră îmbunătățită, mult îmbunătățită față de Samsung Galaxy S9 Plus, o cameră care era atroce, pur și simplu, indiferent în ce condiții făceam poză cu ea și indiferent de modul utilizat. Vedeți și voi, camera este setată pe modul auto, deci toate pozele din acest clip le vom face în modul auto. Haideți să ieșim afară. Din nou aceleași probleme de lens glare ca și cu S9 Plus și de data asta și halo-uri de lumină de la sursele puternice de iluminat, cum sunt stâlpii de iluminat. Iar asta afectează excesiv de mult imaginea capturată. Ca să nu existe dubii. Și tot ca să nu existe dubii, acest clip îl fac tocmai pentru a le da peste nas celor care m-au contestat în momentul în care am spus că S9 Plus este o cameră abjectă, îndeoseb pe timp de noapte. Și, din păcate, Note 9, deși este îmbunătățit la capitolul cameră, în mod inexplicabil pentru mine, din moment ce utilizează același hardware ca și S9 Plus, rezultatele pe care le scoate sunt însă, din păcate, slab calitativ. Ia uitați-vă și voi ce flare frumos aici. Uitați-vă și voi cât zgomot de imagine și îndeosebi câte detalii se pierd. Țin să precizez că deși în momentul de față folosesc în modul auto, am testat camera și în modul pro. Am încercat să mă folosesc de toate trucurile posibile ca să reușesc să ating măcar același nivel de rezultat ca și Huawei pe 20 Pro. Însă din păcate sau din nefericire nu este posibil așa ceva. Vreau să mai observați o chestie pe care v-am spus-o și în clipurile trecute și anume luminiscența asta albăsturie sau violetă extrem de predominantă în pozele pe timp de noapte pe care o vedeți aici în colțul ăsta din dreapta, dar îndeosebi aici în colțul din stânga. Luminiscențe care în mod inexplicabil apar din neant. Din nou, se poate observa lipsa totală de detalii în această imagine. Luminiscența foarte pronunțată pe colțul din dreapta, dar și pe colțul din stânga. Și o lipsă generală de detalii. Și ca întotdeauna, veșnica problemă,
halourile și lens glare-ul absolut enervant. Ia uitați ce frumos, farurile acestei mașini sunt proiectate aici, sus pe cer. Ai zice că e o zăneu. Absolut inexplicabilă șmecheria asta cu calitatea pozelor pe timp de noapte. Imaginea asta pare relativ ok până în momentul în care dai zoom la 100% și începi să te uiți la detalii și la compoziție în ansamblu. Ia uitați. Da. Din păcate, captura pe timp de noapte nu este punctul forte al lui Note 9, la fel cum nu era nici al lui S9 Plus, dar este o idee, o singură idee, mai bună decât pe S9 Plus. Dar tot nu se ridică la nivelul lui P20 Pro, dacă vreți, care rămâne etalon. Din păcate, asta este realitatea. Hai să folosim și lentila telefoto. Ia uitați-vă ce halouri faine. Ia uitați-vă. Vă place efectul? Pe lângă halouri, îți mai face și reflexie. Genial. Poza, repet, normală, zoomată la 100%. Normal, zoomat la 100%. Da. Deci, așa cum am mai spus și în alte clipuri, celor care au de mărit întotdeauna, recomandarea mea este să folosiți produsul și după aia să veniți să discutăm. M-am săturat să dau explicații unora care au pretenții de a toate știutori, dar care nu au nici mai vagă idee referitor la aceste produse. Uitați-vă și voi. Uitați-vă cum arată norii. Ia uitați-vă aici, zice că e un OZN-ul, dar nu e OZN-ul, e reflexia de la un bec. De la stâlpul de iluminat, mai exact. Repet, ăsta este un test live. Deci îl vedeți în timp ce eu capturez, în așa fel încât să nu fiu acuzat că am făcut pozele pe setări de nu știu care și nu știu cum, sau că am făcut post-procesare. Pur și simplu ceea ce capturez acum, asta veți vedea și voi în acest clip.
Iar concluziile nu aveți decât să le trageți voi. Ia uitați-vă și voi unde au dispărut detaliile aici. Da. Luminiscență. Luminiscență. Supraexpunere pe sursele de, de iluminat la becuri. Ia uitați-vă și voi unde a ajuns lens glare-ul de la stâlpul ăsta de iluminat, adică de aici, a ajuns taman aici pe cer. Din nou, zici că e OZN-ul. Deci ăștia care caută OZN-uri, căutați-mă. Uitați-vă și voi câtă luminiscență violetă sau albăstruie este introdusă în imagine. Pe toată partea stângă, dar de asemenea și pe partea dreaptă. Bun. Asta am vrut să vă arăt. Asta am vrut să vedeți. Am vrut să vă convingeți voi singuri de data asta cu privire la ce și cum și de ce. În așa fel încât să nu mai fiu acuzat pe nedrept și inutil, așa cum am zis, de oameni care nici măcar n-au ținut telefonul în mână, cu atât mai puțin să și-l cumpere, cum am făcut eu sau alții. Pentru aia care se cred meseriași între ale fotografiei, le stau la dispoziție la orice oră din zi și din noapte ca să le demonstrez că nu sunt meseriași și ca pasionat și fotograf amator, cam știu ce vorbesc. Și nu degeaba pentru mine camera la un smartphone reprezintă cel mai important punct. Pe lângă încă câteva altele. Deci, mai încep cu pianul pe scări, băieți. Ne vedem în clipul următor. Am vrut să vedeți cu ochii voștri, am vrut să vă convingeți cu ochii voștri, dar am vrut ca să le dau peste nas multora, ca să nu mai aibă ce comenta și ca să nu mai îndrăznească să mă acuze pe mine că am măsluit eu rezultatele. Ce să-ți povestesc? Exact de asta am eu timp. Să stau să măsluiesc rezultate pentru semidocs. Ne vedem în clipul următor, oameni buni. Numai bine până atunci.